师傅。Am rămas atoare de la clipul cu favorite din toamnă-iarnă. Deci aceasta este continuarea, pentru că m-am întins foarte mult la vorbă acolo și nu am mai avut timp, efectiv, și mă durea și gâtul foarte tare. N-am mai putut să vă arăt și parfumurile pe care le-am favorizat eu în perioada asta mai rece a anului. Ce-am folosit cam din toamnă-iarnă, așa. Toamnă la mine însemnând cam de prin noiembrie, așa. Da, și să începem, că nu vreau să dureze foarte mult clipul ăsta. Eu vreau să încerc să fac clipurile mele mai scurte, pentru că mă enervează că mi-e atât de lungi. Am impresia că poate vă plictisesc sau așa și nu vreau treaba asta. Încerc să le fac așa mai scurt și la obiect, cum ar veni. Și atunci, haideți să îi dăm drumul. Primul pe care l-am... Deci, favoritul suprem, că nu am cum să-i spun altfel, este acesta de la Zadig & Voltaire, This is Love, pentru ea, pentru că este și varianta de bărbați, la fel This is Love, da? N-am ce să zic despre parfumul ăsta, decât că îmi place foarte, foarte mult. Ăsta e un parfum vanilat, pudrat, dar un pudrat dulce. E și spicy puțin, e cald, așa spicy, cald condimentat, foarte frumos. Se deschide cu o notă de ghimbir în vârf, deci deschiderea e puțin citric, așa. Da, simțiți o chestie așa, puțin condimentată, puțin spicy, puțin astringentă, ceva de genul. El mai are note din astea pudrate, gen de violetă, de-aia eu îl simt pudrat bine, dar dulce. E și puțin cremos sau puțin mai mult, depinde, nu știu, câteodată îl simt mai mult dulce, câteodată îl simt mai mult cremos, cred că depinde de partea zilei, adică dacă e mai dimineață, dacă e mai după amiază, mai pe seară sau dacă este mai cald afară, mai frig, da? Siaj are și persistență, pe mine persistă foarte bine, n-am ce să-i reproșez, sunt super mulțumită de el. Vreau să mai iau o sticlă de backup, dar să văd, pentru că am foarte multe parfumuri pe listă și nu știu pe care să îl iau mai repede. Nu știu dacă să-mi iau sticle de backup la astea care îmi plac sau să încerc altele noi, alte parfumuri. Eu îl văd potrivit pe ăsta și de zi și de seară, îl văd potrivit pentru orice anotimp. Cred că o să dea super bine acum în primăvară. L-am purtat, v-am zis, toată perioada rece a anului. De fapt, nu toată, pentru că l-am primit de Crăciun pe ăsta. Deci, de la Crăciun am început să-l folosesc și am fost și sunt mulțumită de persistență. V-am zis, cred că și în primăvară va fi super, pentru că e pudrățel așa și eu primăvara mor după astea pudrate, deci abia aștept să le folosesc. Și vara, la fel, cred că ar da bine, eventual nu în miezul zilei, ci mai pe seară. Da. Și cred că, fiind așa potrivit pentru cam toate anotimpurile, da, este și un parfum potrivit pentru a fi semnătură. Da. Să știți că mă tot uit încolo, pentru că, bineînțeles că, deci lumea, nu știu, e duminică azi, și lumea stă la geam și mă bruiază pe mine. Ok, trecem mai departe la următorul parfum, că deja am vorbit foarte mult și despre ăsta. Voiam să zic câteva cuvinte, gen un minut la fiecare, dar deja am 5 minute. Bun, următorul este Alien Mask Mysterio. Ăsta este un parfum demențial, doamne, este discontinuat. Dar încă se mai găsește pe anumite site-uri, mai apare așa, pac, la câteva... perioade, la o perioadă de timp, nu știu, la câteva luni, depinde cum fac și ei rost de el, nu știu să vă zic, dar eu când vreau un parfum, lumea fumează la geam, gata, am văzut. Eu când vreau un parfum și îl găsesc, știu, de exemplu, că e pe un site, nu știu, să zicem pe Parfumo, mi-l pun acolo să mă anunțe, să-mi dea ei mail când este disponibil. Și așa fac pe toate site-urile la care am posibilitatea asta, pentru că nu toți îți oferă chestia asta, dar majoritatea, da, o fac. Așa că pun acolo să mă anunțe, să mă notifice ei când este disponibil pe stoc.
Doamne, deci ăsta este un alien moscat. Un alien cu mosc, un alien mai floral, are iasomie ăsta. Știți, în unele flencăre nu mai este iasomia. Este tuberoză sau este, nu mai știu, tuberoză, da. Dar ăsta merge la fel pe iasomie, e un parfum oriental, ambrat, puțin vanilat, dulceag, floral, floral albul simt eu. Aoleu. Și e puțin animalic, cred că datorită moscului. Eu, dacă mă dau cu el în casă aici, în spațiu închis, nu prea pot să-l suport așa la maxim. Devine animalic pe mine, devine, nu știu, are ceva, un miros puțin urâțel, puțin insuportabil și de-aia niciodată nu-l folosesc în casă. L-am folosit când l-am primit, l-am testat și atunci mi-a dat chestia aia, v-am mai zis eu, de pipi de pisică. Așa. Și de atunci m-am învățat și nu-l mai testez în casă, nu-l mai dau prin casă, decât dacă vreau eu așa să-l simt, dar îl simt bine și de aici, nu mai trebuie să... Da. E, v-am zis, oriental, ambrat, vanilat, puțin condimentat și el, cald, așa, lemnos, foarte frumos, e un parfum senzual, e un parfum puternic, pe mine la fel persistă, nu proiectează el foarte tare, am observat, dar ține, îl simt, dacă mă dau pe haine, în special pe plovere, că am văzut că se impregnează, așa am observat, rămâne acolo și îl simt toată ziua și e așa ca o îmbrățișare, e un parfum cald care mă îmbrățișează pur și simplu și îl simt toată ziua, e un cald senzual, floral, alb, o iasomie la fel de indolică așa cum e în alienul clasic, dar pe lângă iasomie v-am zis are și partea asta moscată, care îl face mai deosebit din punctul meu de vedere, îl scoate din zona aia de alien clasic și comun și supra-saturat. Ok. Următorul este acesta de la Guess Seductive Noir. Așa arată el. Este un parfum vanilat și ăsta. Doamne, deci cât îl pot adora, nu vă închipuiți. Nu are el cele mai bune performanțe. Deci nu e cel mai persistent parfum. Nu e nici siaj, nu are cine știe ce, nici proiecție. Dar pentru mirosul ăsta, Doamne ferește. Deci, adică vă zic sincer, să nu vă așteptați la, nu știu cum e asta, de la cum e alienul sau orice alt parfum mai puternic. Nu. Dar miroase în genul lui Mont Guerlain. Este aromatic așa, este vanilat. Ăsta este mai catifelat. Chiar are în bază o notă de catifea, velvet scrie acolo. Este un minunat. Și uitați-vă, deci sticluța este bestială. E, n-am ce să zic, eu îl simt și puțin pudrat, pentru că are o notă de iris. Are, cred că are și iasomie ăsta. Nu mai știu sigur, dar parcă așa țin minte și parcă undeva în spate se simte. Se deschide cu notă de salvie, deci asta îl face așa aromatic. N-am cuvinte, vine să-l miros non-stop. L-am folosit mai mult prin casă pentru că de asta că nu persistă foarte mult, nu am bază așa mare pe el să mă parfumez dimineața, să plec la muncă și să știu că mă țin o zi întreagă. Dar am mai făcut și chestia asta, l-am purtat, pentru că eu am parfumuri și la muncă și am foarte multe și acolo și mă dau, adică nu am probleme. Dar, nu știu, am avut eu o chestie, l-am ținut așa cumva aproape de suflet, nu știu cum să vă zic, n-am vrut să-l iau afară în lume, am vrut să-l țin pentru mine și m-am bucurat de el atât de tare când am lucrat de acasă, când am stat de acasă, seara înainte de culcare. Deci, nu, sticluța e elegantă, e lucioasă, așa, e superbă. Și îl simt cumva alcoolic, așa, cumva, da. Deci, Guess Seductive Noir și este foarte ieftin pentru 75 de mililitri, este vreo 75 de lei pe Parfumo, este apă de toaletă, să știți, da? Bun, următorul pe care l-am purtat și l-am adorat de atunci de când l-am luat,
mă disperă doamna de acolo care tot fumează și se uită încoa. Ok. De la Guerlain, Black Perfecto by La Petite Robe Noire. Așa este sticluța, această vișină sau cireașa amară, da. Da, nu știu, nu pot să mă hotărăsc la ce simt, dacă e o cireașă amară cu migdală sau dacă e direct vișină. Dar mie nu-mi dă chiar vișina aia acră, așa. Îl simt puțin acrișor, e un dulce acrișor pentru mine, la nasul meu. Dar și alcoolic, puțin pielos, nu... Nu-mi place cuvântul ăsta, dar mă rog, are, îl simt, simt puțin nota de piele pentru că are. Nu o simt foarte tare, mie nu-mi place nota de piele în parfumuri. Aș fi vrut să-mi placă, pentru că mi se pare că e o notă așa mai luxury, mai pentru oameni așa cu gusturi mai cizelate, mai fine. Dar cu toate astea mie nu-mi place și nu pot să mă oblig să-mi placă doar pentru că o consider așa. Dar vă invidiez pe voi cele care ai... preferați nota asta, care o suportați, care o tolerați și care o iubiți. Da? Așa arată. Sticluța e minunată, minunată. Să știți că are paciuli ăsta. Deci, pentru cine nu suportă nota asta, în schimb, de exemplu, eu iubesc nota de paciuli, dar știu că printre voi sunt și fete care nu se împacă cu această notă. Se simte și nu prea, nu știu, e o combinație de piele cu paciuli, cu... cireașa aia cu migdală, e o chestie pudrată, dulceagă, puțin amăruie, deci un dulce amăruie acrișor, e o combinație pentru mine de simțuri, de arome, de experiențe, nu știu. Foarte frumos ăsta și la fel și ăsta ține pe mine, n-am probleme cu el. Eu, într-adevăr, să știți, poate o să vi se pară ciudat sau poate pe voi nu țin atât de mult ca pe mine, dar eu mă și dau cu parfum, adică eu nu-mi dau așa cum am văzut la alte fete în clipuri și ziceau că se dau foarte mult, gen aici, nu vreau să-mi dau cu ăsta acum că sunt în casă și e cam tare pentru mine, aici, așa, nu, eu îmi dau aici, dar îmi dau și pe haine, pe plover sau pe bluză, pe ce am eu și îmi dau gen pe toată mâneca așa, pe ambele mâneci și aici în față și atunci normal că pe mine ține toată ziua și îl simt. Chiar dacă el nu proiectează sau nu lasă urmă, dâră, da? Nu are cine știe ce siaj, dar persistă. Deci doamna cred că e la a treia țigară, update, da? Ok. Da. Deci pe mine ține, n-am probleme cu el. Proiectează, nu știu de siaj, n-am primit complimente, nu mi-a zis nimeni nimic atunci când l-am purtat. Dar eu sunt mulțumită, nu știu, vreau să-mi iau și apa de toaletă florală. Pentru că am văzut că a apărut pe site-uri și da, și ăsta e discontinuat, dar văd că nu mai e, nu știu, știți cum e cu astea. Nu vă grăbiți să dați, vă dau așa un sfat, o chestie, o idee, o sugestie. Nu vă grăbiți să dați banii pe parfumuri, adică bani mulți pe anumite parfumuri discontinuate sau, nu știu, da, discontinuate în general, pentru că la o perioadă de timp ele reapar în stoc și apar la niște prețuri ok. Asta e, așteptați un pic, dar mai bine așteptați un pic și dați prețul corect decât să îl luați atunci neapărat, nu știu, să... Da, nu, am făcut și eu chestia asta, am fost și eu nebunatică și am vrut neapărat să am un parfum și am plătit poate mai mult, dar, nu știu, poate pe unul sau maxim două, nu mai fac chestia asta pentru că nu are rost. M-am învățat minte, am văzut că ele tot apar în stoc și n-are rost. Cum... L-am găsit și pe acest drăguț, pe care iarăși l-am purtat. Pe ăsta l-am luat la începutul lunii ianuarie. Uitați cât am... Se vede? Cred că da. Da. Ăsta e un parfum dulce fructat, puțin senzual, puțin sexy jucăuș, așa, tineresc, care la fel are o persistență și el destul de mare, proiecție destul de bună. Are note fructate, v-am zis, de mure, are ceva în vârf citric, cred că portocală, mandarină, are note, are iasomie tuberoză, tuberoza, pe care știți că o ador eu în parfumuri, și aici se simte așa un mix. Mamă, deci mi-e milă de el să mai dau din el, pentru că nu vreau să
m-am dat în prostie de când l-am primit, de când l-am, da, de când l-am luat. Deci nu mai pot, nu mai pot după el. E vanilat, pentru că are și notă de vanilie. E demențial. Dar v-am zis cum îi zice, nu. Deci de la Kenzo, Jeu d'Amour et l'Elixir. Da? Așa arată el. Și este o minunăție și sticla îmi place. Eu îl am la 50 ml și cred că doar atât e, de fapt. Nu e mai mare. Și mă bucur, pentru că sticlele astea sunt gigantice. Adică nu îmi plac. Mai mari. Este apă de parfum intensă. Da? Și ultimul parfum, și haideți că am făcut și eu clipul ăsta sub 20 de minute. Wow, yay! Așa, dar tot n-am zis tot ce voiam să zic de ele, dar hai, lasă, merge. Ultimul este ăsta de la Tesorii de Oriente, Vanilla Essence Rodel Madagascar. Așa arată el. Îl știți, vi l-am arătat și în clipul cu ce se află în geanta mea, pe care l-am pus, nu știu, tot așa prin toamnă. Doamne, și ăsta, deci mi-a plăcut, îmi place. Este nemaipomenit și el, mai ales pentru prețul lui. Îl găsiți pe site-urile astea, cred că și pe Parfumo, pe Import Direct, pe Makeup, și mai sunt le mai găsiți la magazinele Supermercato, sunt magazine din astea italienești, în București le știu eu, nu știu dacă sunt și în alte orașe, județe, așa mai departe. Mi-a plăcut și îmi place în continuare, nu știu dacă o să mai iau sticluța asta, pentru că vreau să mai încerc altele de la ele, de la Tesorii, dar ce pot să vă zic despre el e că... Este, că mai am în el un pic. E un parfum vanilat, clar. E o vanilie destul de puternică, puțin artificială. O vanilie condimentată, fin condimentată, un parfum cald, la fel. Are, nu știu dacă v-am zis, are notă de ghimbir. Așa se și deschide el cu nota de ghimbir. E cald, e dulceag, e... ambrat așa, da, nu mai știu exact ce note are, dar bineînțeles că are vanilie și ghimbir. Și ăsta avea, ba da, știu, avea, spuneți, o floare din aia gen exotică, aceea galbenă, ylang ylang, are notă de ylang ylang și cred că are și sandalwood ăsta și se și simte, da, dar este un sandalwood. Vedeți, combinația asta de sandalwood cu ylang ylang o face cumva să pară un pic spre vintage așa, sau un pic mai matură. Îmi dă mie la nas ceva mai matur puțin. Nu e un sandalwood cum e în This Is Her. Da? E un pic mai spre vintage așa. Mai greoi, să zic. Mai greoi, mai cald, mai... puțin mai greu de purtat. Da? Poate parfumul ăsta nu e pentru toată lumea, dar dacă iubiți vanilia, da, parfumele vanilate, parfumele condimentate, puțin mai greuțe, așa, dar nu cele mai grele, ăsta e potrivit. Da, mi-a plăcut. V-am zis, prețul e super ieftin pentru 100 de ml, sticla asta e destul de ok pentru că nu pătrunde soarele, nu pătrund razele, voiam să zic, razele de soare. Stă bine aici înăuntru lichidul, îl puteți lua și în geantă, nu se varsă, nu... adică e super. Da. Și gata! trebuia să zic provocare. Haideți să fac clipul ăsta 15 minute sau ceva de genul, dar nu mi-eșea, că am deja 20 și... Ok, gata. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi dacă aveți și voi unul din parfumurile astea și cum vi se pare. Dacă nu, spuneți-mi ce ați folosit voi în perioada rece a anului. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și stați aproape pentru că ne apropiem sau... Da. Ne apropiem de 1000 de abonați și voi face un giveaway! Yay! Gata. Vă pup că sunteți alături de mine. Vă urez toate cele bune și ne revedem la următorul videoclip. Pa!